Mulțumim Domnului care zilnic îngrijește de noi. El ne-a pregătit Sfânta Sa împărăție și are grijă să ajungem cu bine acolo, slăvit să fie în veci. O să seară la tematica reforme, în lecția a patra vom vorbi despre factorii antireformă. Care sunt cauzele ce împiedică, întârzie sau fac reforma ineficientă? Spuneam încă de la început, chiar dacă termenul reformă nu se găsește în trei expresiile biblice, el este foarte uzual în Biblie, în Vechiul Testament și nu numai, expresia specifică este întoarcere la Dumnezeu, iar în Noul Testament accentul cade pe pocăință. Atunci când omul se întoarce la Dumnezeu, când se pocăiește, se produce reforma în bine care aduce viața, mântuirea. Factorii pro-reformă despre care am vorbit data trecută și cei anti-reformă despre care vorbim acum sunt indirecți, adică depind de familie, de comunitate, de mediu din jur, sau direcți, ne privesc în cauză pe fiecare și despre aceste aspecte vom vorbi și lecțiile viitoare. O următoare lecție va fi reforma individuală, apoi vom avea și o altă referitoare la reforma în familie și în popor, în comunitate, în adunare. Oricum, reforma este un proces complex. În ideea aceasta vom avea și alte lecții care vor aborda problema unei reforme întregi, a continuării reformei, a păstrării ei. Și bineînțeles și rezultatele sunt în funcție de toate aceste atitudini ale omului. În ideea aceasta să ne reamintem cele scrise de Petru în a doua epistolă, capitolul 3. El spunea că vrea să trezească mintea sănătoasă a credincioșilor și le explica faptul că în vreme din urmă oamenii vor fi batjocoritori și vor spune toate curg așa de la începutul zidirii. Deși Dumnezeu la vremea potopului a stopat istoria. El are putere din nou să pună punct activității libere a oamenilor pe pământ, însă dorește ca oamenii să se pocăiască. Și îndeamnă apostolul acolo, ce fel de oameni ar trebui să fim noi? Să lăsăm lucrurile să curgă așa, o zi ca și cealaltă, să ne lăsăm influențați de mediul din jur, sau, așa cum spunea și apostolul Pavel în Romani, cu cât vedem că ziua se apropie, să ne apropiem și noi de Domnul, amin? Noi și peste lecțiile acestea putem trece ca peste o lecție de istorie sau de filozofie sau de orice altă disciplină și să ne vedem de drumul nostru. Însă Dumnezeu nu vorbește în zadar, Dumnezeu vorbește când într-un fel, când într-altul și toate se notează. Răspunsul nostru ne va costa într-o zi. Domnul ar vrea, vorbindu-ne blând și iubitor, să-L înțelegem și să-L ascultăm. Amin? Istoria Israelului, așa cum este prezentată în Vechiul Testament și Apostolul Pavel nota în 1 Corinteni 10, a fost scrisă pentru noi. Să înțelegem, ei au refuzat adesea reformă și din istoria lui Israel înțelegem în mod deosebit acești factori antireformă, ce împiedică oamenii să se pocăiască. Vă citesc pentru început din cartea Nemia, vă aminteam la istoria reformelor că în vremea acestui bărbat și a contemporanului său Ezra s-a înregistrat o reformă. Și el, la un moment dat, în capitolul 9 al cărții sale, trece în revistă, în rugăciunea lui, istoria Israelului, din care vă citesc doar versetul 26. Aici, cronologic vorbind, el amintește despre vremea în care Dumnezeu și-a împlinit făgăduințele în timpul lui Iosua, a desăvârșit în vremea lui David și le-a dat Canaanul după cum le-a promis. Totuși,
Ei s-au răsculat și s-au răzvrătit împotriva ta. Au aruncat legea ta în spatele lor, au ucis pe prorocii tăi care îi rugau fierbinte să se întoarcă la tine și s-au dedat la mari ocări față de tine. Iată ce atitudine împotrivitoare față de Dumnezeu, evident spre paguba lor. Și dacă le vom repeta greșelile, va fi spre paguba, spre nefericirea noastră eternă. În lecție, așa cum spuneam, vom aminti mai întâi factorii indirecți și apoi pe cei direcți. La capitolul factori indirecți care împiedică reforma, mai întâi păstrarea unor relații, a unor sfere de influențe negative, a unor legături cu conducători apostați, cu profeți falși. În mod deosebit când oamenii sunt sub influența unor conducători care îi duc departe de Dumnezeu și a unor proroci care înșeală prin așa zise lor descoperiri, oamenii sunt influențați în mod negativ și sunt împiedicați să se întoarcă la Dumnezeu. Chiar și numai o influență rea în familie. Să ne amintim de regele Solomon. În tinerețe a fost cu inima dăruită Domnului, dar datorită influențelor prin multele lui neveste din afara poporului evreu, a cedat și a ajuns să se închine la idoli și să ridice temple pentru soțiile sale provenite de la popoarele din jur. Dar în mod deosebit ne vom opri în cartea profetului Ieremia, mai întâi capitolul 14, pentru a vedea efectul negativ al acestor cercuri de influențe. Ieremia 14, de la versetul 13. Eu am răspuns, ah, Doamne Dumnezeule, iată că prorocii lor le prorocesc și zic, nu veți vedea sabie și nu veți vedea foamete, ci Domnul vă va da în locul acesta o pace trainică. Dar Domnul mi-a răspuns, prorocii lor prorocesc minciuni în numele meu, eu nu i-am trimis, nu le-am dat poruncă și nu le-am vorbit, ci ei vă prorocesc niște vedenii mincinoase, prorociri deșerte înșelătorii și închipuiri scoase din inima lor. De aceea așa vorbește Domnul despre prorocii care, măcar că nu i-am trimis eu prorocesc totuși în numele meu și zic, nu va fi nici sabie, nici foamete în țara aceasta, prorocii aceștia vor pieri uciși de sabie, de foamete. Iar aceia căror le prorocesc ei vor fi întinși pe ulițe Ierusalimului de foamete și sabie, nu va avea cine să-i îngroape nici pe ei, nici pe nevestelor, nici pe fiilor, nici pe fecile lor. Voi turna astfel răutatea lor asupra lor. Vieții oameni trăiau cu o nădejde falsă, pe care le inspirau acești profeți. Tot din Ieremia citim din capitolul 23, versetul 14. Dar în prorocii Ierusalimului am văzut lucruri grozave, sunt prea curvari, trăiesc în minciună, întăresc mâinile celor răi, așa că niciunul nu se mai întoarce de la răutatea lui. Toți sunt înaintea mea ca Sodoma și locuitorul Ierusalimului ca Gomora. Deci piedica erau proroci care le spuneau că o să fie bine și omul dacă nu are nicio teamă și este încredințat că starea lui este bună, nu e motivat să se pocăiască. În Ieremia 29 avem detalii despre niște proroci care i-au împiedicat pe contemporanilor să se pocăiască. Citesc de la versetul 8, căci așa vorbește Domnul oștirilor Dumnezeului Israel, nu vă lăsați amăgiți de prorocii voștri care sunt în mijlocul vostru, nici de ghicitorii voștri n-ascultați, nici de visetorii voștri a căror visuri voi le pricinuiți, căci ei vă vorbesc minciuni în numele meu, eu nu i-am trimis, zice Domnul. Și Ieremia în continuare vorbește din partea Domnului că evreii vor sta în robie 70 de ani. Ceilalți proroci, atât din țara lui Iuda rămași, cât și din cei deportați în Babilon, spuneau, nu, în scurtă vreme Dumnezeu rupe jugul Babilonului, noi ne vom întoarce în țară, Ieremia vă face rău în moaie inima oamenilor de război. Și exista un conflict între ceea ce vorbea Domnul ca adevăr prin Ieremia și nădejdile înșelătoare care erau lansate prin ceilalți profeți,
despre care scrie aici că Dumnezeu i-a și pedepsit în scurtă vreme și a rămas numele lor ca blestem. Se spunea să-ți facă Dumnezeu ca la prorocii aceia și asta era o mare nenorocire, pentru că au împiedicat oamenii să se pocăiască. Am ascultat într-o predică a unui frate din Statele Unite despre o situație tot de acolo, de la o biserică americană. Un păstor de tineret i-a mustrat pe tineri, arătându-le pe față stările de vinovăție și i-a chemat la pocăință. Și așa cum scrie în Psalmul 1, ei și-au plecat capul, se simțeau vinovați. Dar păstorul senior fiind acolo, s-a ridicat înainte ca să se elibereze adunarea și le-a spus: ce v-ați oferit așa tineri, dragi? Voi sunteți copiii lui Dumnezeu, sunteți mântuiți de Domnul, capul sus, lăudați pe Domnul, bateți din palme. Și s-au înviorat cu toții și au plecat acasă liniștiți. Și pocăința pentru altă dată sau pentru niciodată. Că dacă îi se spune la un elev din partea unui profesor: bun, fii liniștit, ai note destule, nici nu mai trebuie să te pregătești. Cu siguranță că nu va fi motivat să înveți. Ei, școala e una, pocăința e ceva mult mai important. Să ne amintim de cazul regelui Ahab. El era sub limita două sfere de influență la un moment dat. Pe de o parte, prorocul Ilie vorbea din partea Domnului, mai avea în anturajul său și oameni evlavioși, ca Obadia, de exemplu, dar soția sa Izabela și în mod deosebit sutele de proroci nu l-au lăsat să se pocăiască. Dădea semne de pocăință. Pe moment se smerea înaintea Domnului, dar când cădea sub influența acestor oameni, iarăși cădea în starea aceea de amăgire. Profetul Ezechiel, la rândul lui, în capitolul 13, vorbește și el din partea Domnului foarte clar cât de grav este, și asta spun pentru noi, să asculți predici în care totu-i zâmbet și voie bună, suntem deja mântuiți, nici nu mai putem cădea din credință. Am auzit o teoria cuiva: e greșit să ceri Domnului iertare dacă ai păcătuit. El ne-a iertat acum 2000 de ani. E o jignire să-i mai amintești să te ierte, doar te-a iertat. În dragostea lui nu se mai discută așa ceva. Păi, când spui una ca asta, nu se mai smerește, nu se mai căiește nici cel ce a făcut păcate grave. Dar să citim din Ezechiel 13, de la versetul 16. S-a ispăvit cu prorocii lui Israel, care prorocesc asupra Ierusalimului și au vedenii de pace asupra lui, când nu este pace, zice Domnul Dumnezeu. Iar tu, fiul omului, întoarce-ți privirile împotriva fiicilor poporului tău, care prorocesc după gustul inimilor și prorocesc împotriva lor. Spune: așa vorbește Domnul Dumnezeu: vai de cele ce cos perinuțe pentru subțiori și fac măhrame pentru capetele oamenilor de orice mărime, ca să prindă suflete. Socotiți că veți prinde sufletele poporului meu, ca să vă păstrați ca viață sufletele voastre? Voi mă necinstiți înaintea poporului meu pentru câțiva pumni de or și câteva bucăți de pâine, ucizând niște suflete care n-ar trebui să moară și făcând să trăiască niște suflete care n-ar trebui să trăiască, înșelând astfel pe poporul meu care ascultă minciunile voastre. De aceea, așa vorbește Domnul Dumnezeu: iată, am necas pe perinuțele voastre care prind sufletele ca păsările, de aceea și le voi smulge de la brațe și voi da drumul sufletelor, și anume sufletelor pe care le prindeți ca păsările. Versetul 22. Pentru că întristați prin minciuni inima celui neprihănit, când eu însumi nu l-am întristat, și pentru că întăriți mâinile celui rău, ca să-l împiedicați să se lase de calea lui ce rea, făgăduindu-i viața. Un astfel de proroc, și va vorbi de bine unui păcătos, așa cum își dorea Ahab, va împiedica acea persoană să pocăiască. Ba mai mult, așa cum am citit aici, astfel de oameni, în influența lor, sunt în stare, cum spunea și Domnul, să amăjească chiar și pe cei aleși, cel puțin să-i întristeze. Să le spună că iau o pocăință fanatică, de exemplu, că nu cere Domnul așa ceva. Să fim atenți la oamenii pe care îi audiem
la izvoarele din care bem, ca nu cumva să fie tocmai sursa numărul unu, indirectă, dar foarte puternică, de a ne împiedica să ajungem să vedem adevărata lumină și să ne putem întoarce la Domnul cu toată inima, amin? În ideea aceasta citesc în încheierea ideii din Ieremia, capitolul 23, versetul 22, pentru a observa cum ar trebui să sune o trâmbiță care vine de la Domnul. Un mesaj curat, ce conținut trebuie să aibă. Ieremia 23, versetul 22. Dacă ar fi fost de față la sfatul meu, ar fi trebuit să spună cuvintele mele poporului meu și să întoarcă de la calea lor ce are, de la răutatea faptelor lor. Deci un mesaj care vine de la Domnul are menirea să ne întoarcă spre El. Cum zicea și Apostolul Pavel scriind în 1 Timotei capitolul 6, dacă învățătura nu duce la evlave, la o viață sfântă, înseamnă că este împotriva vieții, împotriva mântuirii. Și încă un verset din Osia 11:2, spuneam că în mod deosebit ne vom opri în profeți, pentru că ei sunt trimiși în vremea în care Domnul cheamă la pocăință pe popor. Osia 11:2. Dar cu cât prorocii cei buni, evident, îi chemau, cu atât ei se depărtau. De ce acest sens invers? Au adus jertfe balilor și tămâie chipurilor idolești. Deci influența altor preoți ai înălțimilor era foarte puternică. Deci, într-un cuvânt, oamenii religioși, de la apostoli, proroci, învățători și așa mai departe, inclusiv cântăreții, sunt ori un factor de pocăință, ori, foarte clar, de nepocăință. Sunt două categorii, unii ne îndreaptă la Dumnezeu, alții ne împiedică să ne întoarcem la Dumnezeu. Un al doilea factor indirect, tot antireformă, Domnul a vorbit evreilor în vremuri bune. Dumnezeu ar vrea să ne pocăim în liniște, fără să ne zguduie. Iată ce scria în Ieremia 22, cuvinte care fac parte din întreg contextul vremii aceia în care oamenii n-au vrut să se mai întoarcă, versetul 21 și 22. Ți-am vorbit când îți mergea bine, dar tu ziceai, nu pot să ascult. Așa ai lucrat din tinerețea ta și n-ai ascultat glasul meu. Acum Dumnezeu trece la măsuri de pedeapsă. Pe toți păstorii tăi îi va paște vântul și pe cei ce te iubesc și îi vor merge în robie. Atunci vei fi acoperit de rușine și vei roși din pricina întregii tale răutăți. Acest al doilea factor este refuzul de a recunoaște pedepsele Domnului drept o determinare la pocăință. Când oamenii refuză să accepte pocăința și în condiții de pedeapsă și nu înțeleg că Dumnezeu a trimis foametea peste fiul risipitor să se întoarcă, că a lăsat pedepsele sale din ce în ce mai grele peste Israel, că ei să se întoarcă la Domnul, atunci ce poate să facă Domnul pentru ei? Pentru că sunt oameni care sunt în stare să suporte pedepsele Domnului fără pocăință și fără a vedea în toate acestea mâna Domnului. Citim tot din Ieremia, capitolul 5, versetul 3. Doamne, nu văd ochii tăi adevărul, tu îi lovești și ei nu simt nimic, îi nimicești și nu vor să ia învățătură, iau o înfățișare mai tare decât stânca, nu vor să se întoarcă la tine. Spuneam în lecția anterioară că pedepsele au menirea să ne pocăim. Dar iată că sunt și pedepse, de fapt atitudinea ale oamenilor în stări de pedeapsă, care nu-i duc spre pocăință, dimpotrivă îi duc spre rău
și se răzvrătesc cu atât mai mult, fără să înțeleagă ce vrea Dumnezeu prin aceasta. Tot din Ieremia citesc din capitolul 26, versetul 3. Dumnezeu nu le trimite ca să îi îndepărteze, după cum este scris și în cazul unui părinte. Nimeni nu își pedepsește fiul să-l omoare, ci dimpotrivă, vrea să-l educe. Poate că vor asculta și se vor întoarce fiecare de la calea lui ce are. Atunci mă voi căi de rău pe care mă gândisem să le-l fac din pricina răutății faptelor lor. Dar dacă nu se întorc, ce poate să mai facă Domnul? Citesc și din Osea și apoi din Amos. Pentru a ne fundamenta și această idee, Osea 7:10. Măcar că mândria lui Israel mărturisește împotriva lui, tot nu se întorc la Domnul Dumnezeul lor și tot nu-L caută cu toate aceste pedepse. Dumnezeu trimitea foamete în țară, vecinii se taie din hotarele țării și tot nu se întorceau. Nu înțelegeau scopul atitudinii de pedeapsă a Domnului. În Amos, în capitolul 4, este scris mai pe larg, citesc de la versetul 6. Și eu de partea mea v-am trimis foamete în toate cetățile voastre și lipse de pâine în toate locuințele voastre. Cu toate acestea, tot nu v-ați întors la mine, zice Domnul. N-am vrut să dau nici ploaie atunci când ar fost foarte necesar. Finalul versetului 8. Cu toate acestea, tot nu v-ați întors la mine. A trecut Domnul la altă plagă. V-am lovit cu rugină în grâu, cu tăciune, grădinile voastre cele multe, viile, smochinii și măslinii voștri i-au mâncat deseori lăcustele. Cu toate acestea, tot nu v-ați întors la mine, zice Domnul. Altă pedeapsă. Am trimis în voi ciuma ca în Egipt, v-am ucis tinerii cu sabia și am lăsat să vi se ia cai, am făcut să vi se suie în nări duhoarea taberii voastre. Cu toate acestea, tot nu v-ați întors la mine. V-am nimicit ca pe Sodoma și Gomora pe care le-a nimicit Dumnezeu. Și ați fost ca un tăciune scos din foc. Cu toate acestea, tot nu v-ați întors la mine. Iată până unde poate să meargă răzvrătirea omului. Când se unesc acești doi factori, slujitori religioși care influențează și opresc pocăința și pedepsele, oamenii interpretează greșit pedepsele, găsesc alte explicații. Amintiți-vă de istoria evreilor descrisă în Ieremia până la sfârșit. Au rămas robi, unii au fost duși în Egipt și le profeția Ieremia. Și tot nu credeau, pentru că existau între ei idolatrii și aveau preoții lor în cultul lunii și a soarelui, în închinările specifice Canaanului. De aceea să fim atenți și să nu lăsăm ca Dumnezeu să fie nevoit să mai lase o pedeapsă peste noi, să ne trezim la prima noia și să-mi spunem, Doamne, am înțeles, direcția nu este bună, mi-a ieșit înainte. Doamne, ajută-ne! Un al treilea factor antireformă, tot indirect, reforma de formă. Tradițiile cu inconștiența nevoii de mântuire, fariseismul, falsa neprihănire și reformele parțiale. Toate acestea dau o nuanță de evlavie, de pocăință, dar nu este ceva autentic, nici curat, nici întreg sau desăvârșit. Și oamenii spun, dar eu m-am pocăit. Sau spun unii, eu așa am primit. Așa sunt și ceilalți la noi. Asta nu e decât o piedică. Să ascultăm cuvintele Domnului Hristos, Evanghelia după Luca, capitolul 5. În vremea lui, oamenii se credeau foarte religioși. Și când îl vedeau pe Domnul că stă la masă cu vameșii și cu păcătoși, îl condamnau. Domnul provodea pocăința. Dar pocăința înseamnă întoarcere la Dumnezeu, sfințire, o viață de neprihănire și ei se credeau neprihăniți. Dar Domnul spunea, dacă neprihănirea voastră a celor care
îndemna să se pocăiască. Nu vea întrece pe a fariseilor, cu niciun chip nu veți intra în împărăția celor. Deci, neprihănirea lor era falsă, dar ei credeau că sunt oameni religioși. Luca 5, cuvintele Domnului, versetele 30 și 31. Farisei și cărturarii cărteau și ziceau ucenicilor lui, pentru ce mănâncă și beți împreună cu vame și cu păcătoșii? Iisus a luat cuvântul și le-a zis, nu cei sănătoși au trebuință de doctor, ci cei bolnavi. N-am venit să chem la pocăință pe cei neprihăniți. Dar ei nu erau neprihăniți, dar așa se credeau ei, ci pe cei păcătoși. Tot aici citim din Luca 18 despre cazul celor doi oameni care s-au dus la templu, vameșul și fariseul. Versetul 11, fariseul sta în picioare, a început să se roage în sine astfel, Dumnezeule, îți mulțumesc, eu nu sunt ca ceilalți oameni, hărăpăreți, nedrept spre a curvar sau chiar ca vameșul acesta, eu postez de două ori pe săptămână, dau zeciuiele în toate veniturile mele. Dar vă rog să rețineți, el nu era singurul de genul acesta în Israel, erau mulți. Și se încuraja unul pe altul. Cum mai auzim noi, printre tineri, de exemplu, spunând, dar ceilalți sunt mai răi ca mine. Dar așa fac și ceilalți. Și ei sunt botezați de Domnul. Dragii mei, să nu ne înșelăm. Adevărata pocăință nu este pocăința noastră. Și preotul predică de pocăință. Dar au rămas în urmă cu pocăința. Și dacă nu suntem serioși, rămânem și noi în urmă. Putem să afirmăm. Evreii din totdeauna s-au lăudat, mă refer la cei legaliști, templul Domnului, templul Domnului. Degeaba. Dacă nu este ceva autentic, nu este decât o înșelătorie colectivă. Tot aici încadrăm și cazul celor care se pocăiesc, dar nu le ține mult aceasta. Sunt foarte schimbători. De altfel, amintiți-vă de pilda Domnului cu sămânța. Bine, unii nu s-au pocăit de la început, n-au crezut. Dar sămânța a doua, sămânța a treia, nu evidențiază oameni pentru mântuire. În cea de-a doua sunt cei care sunt pocăiți o vreme și apoi se lasă. Și în cea de-a treia categorie, sămânța cu între spini, sunt cei care s-au pocăit și ei, dar totul este o formă. Nu este ceva ce duce la mântuire. Despre evrei citeți în Psalmul 78 și să ne amintim din istoria lor că s-au pocăit de multe ori, numai nu le-a ținut mult. Versetele 34 la 37. Asta legat de factorul anterior, cel al pedepselor înțelese sau neînțelese. Când îi lovea de moarte, ei îl căutau, se întorceau și se îndreptau spre Dumnezeu. Își aduceau aminte că Dumnezeu este stânca lor și că Dumnezeu la tot puternic este izbăvitorul lor, dar îl înșelau cu gura și îl mințeau cu limba. Inima nu le era tare față de el și nu erau credincioși legământului său. Doar ca niște copii care se poartă bine cu părinții până își primesc și ei cadou. Și apoi iar se duc în drumul lor. Să nu ne înșelăm, Dumnezeu este sfânt. Cum spuneam și altă dată, sub niciun titlu nu putem înșela pe Dumnezeu. Dumnezeu nu-i penticostal ca să țină cu noi, nici baptist să țină cu ei, sau de o altă denominație creștină. Dacă vrem să ne pocăim, etalonul este la Dumnezeu. Amintiți-vă de una din vedenile care a fost aici, cu un dreptar și cu un aparat cu bulă de aer, ca să evidențieze dacă este drept zidul, și a apărut un alt asemenea aparat, o altă ustensilă, care nu era drept. Și într-un moment de neveghere, vrea diavolul să fie schimbat. Și în locul celui bun, în rastel, să fie așezat cel greșit. Aici este mare eroare în creștinism. Fiecare ține la ideea lui, fără să fim sinceri și să căutăm pe Domnul cu toată inima și dacă ideea noastră nu este bună sau dacă n-am făcut bine până aici, hai să ne pocăim cu adevărat. Cu ce credeți că ne vom scuza înaintea lui Dumnezeu spunând, așa sunt și alții? Noi așa am fost.
să privim spre Domnul. El vrea să ne schimbe prin Duhul Lui din slavă în slavă până vom ajunge să fim asemenea Lui. Nu există niciun alt etalon. Dumnezeu a vorbit în Isaia, în Osea, sunt alte referințe de oameni care erau ca un arc înșelător. Evlavia lor ținea ca roua. Asta nu ajută. Citeam despre un om care obișnuia să scoale dimineața la aceeași oră, să se roage, și într-o dimineață l-a trezit un duh, un înger, și până la urmă a fost descoperit că era un duh rău. El a rămas șocat. Cum Satana vine pe mine să mă scoale și să nu-mi știrbesc eu orarul de rugăciune? Ei, secretul era următorul. Diavolului convenea el să se creadă un fariseu pe mai departe, care se roagă de ani de zile la aceeași oră, doar apoi peste zi e ca toți ceilalți, decât să își dea seama că nu-i mai bun decât alții, să se smerească, să nu mai trăiască în înfumurare și să se pocăiască cu adevărat. Diavolul ar vrea să trăim în inconștiință. Lui convine când oamenii nu cred în el, sau în cazul nostru al pocăiților, când nu ne cunoaștem adevărata stare și credem că suntem bine sau mimăm o formă de pocăință sau reformăm în anumite domenii, dar rămânem neschimbați în altele. Și toate acestea sunt, în general, datorită influenței de mediu. Când și alții sunt așa, ți se pare că este normal. Să trecem însă la capitolul 2, factori direcți. De ce nu se pocăiesc oamenii? Din ce am văzut și în mod deosebit din ce am citit din Biblie acum cu ocazia acestei lecții, m-a uimit în câte locuri este evidențiat refuzul chemării divine. N-am putut să notez toate referințele, sunt prea multe, datorită intereselor și ambițiilor umane. De altfel, cred că acesta e factorul cel mai grav. Oamenii nu vor să se întoarcă la Dumnezeu. Vă voi citi câteva versete în ideea aceasta, exemplificând chiar și cu unele situații din Vechiul Testament. Mai întâi Ieremia, capitolul 2, versetul 31. Și haideți să ne amintim dacă nu cumva avem și noi astfel de atitudini. Uneori ne mirăm de ce oamenii din lume vin la evanghelizare, de exemplu, nu se pocăiesc. Dar nu-i mai mare ciudățenia, ca să nu zic nebunia, să vezi un pocăit care crede că este al Domnului, ascultător, are Duhul Dumnezeu și îi spui să se îndrepte într-o anumită privință. Spune, nu. Cum ziceam eu despre niște copii când mi-am rugat, faceți asta? Nu vreau. Și alții am mers iară, nu vreau. Și am zis, măi, și voi sunteți din neamul lui, nu vreau. Acest nu vreau este cauza fundamentală a lipsei de pocăință. Ieremia 2:31. O neam rău de oameni, uitați-vă bine la cuvântul Domnului care zice: am fost eu o pustie pentru Israel sau o țară plină de întuneric besnă? Pentru ce, zice atunci poporul meu, suntem slobozi, nu voim să ne întoarcem la tine? Deci cu toate favorurile care Domnul le-a făcut acestui popor, ei îl sfidau cu nerușinare: nu vrem să ne întoarcem la tine. Iată alte referințe, Ieremia capitolul 8, versetul 5. Pentru ce dar poporul acesta al Ierusalimului se lasă dus în necurmate rătăciri, stăruiesc în înșelătorie și nu vor să se întoarcă la Dumnezeu? Un refuz categoric. Ieremia a fost izbit toată viața lui văzând acest refuz. Citim tot din Ieremia capitolul 5, versetele 23 și 24. Poporul acesta însă are o inimă dârză și răzvrătită. Se răscoală și pleacă și nu zic în inima lor: să ne temem de Domnul Dumnezeul nostru, care ne dă ploaie la vreme, ploaie timpurie și târzie, și ne păstrează săptămânile hotărâte pentru seceriș. Nici vorbă. Capitolul 7, versetul 23.
Și iată porunca pe care le-am dat-o, ascultați glasul meu și eu voi fi Dumnezeul vostru, iar voi veți fi poporul meu, umblați pe toate căile pe care le-am poruncit ca să fiți fericiți. Dar ei n-au ascultat, n-au luat aminte, ci au urmat sfaturile și pornirii inimilor rele și au dat înapoi și n-au mers înainte. Versetul 26, dar ei nu m-au ascultat, n-au luat aminte și au înțepenit gâtul și au făcut mai rău decât părinții lor. Alte versete, tot Ieremia 16, ca să observăm de fapt, să intrăm în interiorul omului, de ce nu vrea? Există ambiții, omul are mândria lui, este dârz, e ușor pentru un om să se plece. De fapt, de aici pleacă pocăința. Când te-ai călcat pe tine însuți, când ești gata să renunți la tine, spunea Domnul, dacă vrea ce vine să vină după mine, să se lepede de sine. Dar e ciudat că e câte un om că n-are nici școală, nici bani, nici frumusețe, dar el este orgolios și el e cineva și el știe. Cine știe ce știe? Sau vorba aceea, nu știe că nu știe. Ieremia 16, citim de la versetul 11. Atunci să le răspunzi, părinții voștri m-au părăsit, zice Domnul, s-au dus după alți dumnezei, le-au slujit, s-au închinat înaintea lor, iar pe mine m-au părăsit și n-au păzit legea mea. Și voi ați făcut și mai rău decât părinții voștri, căci iată că fiecare umblă după pornirile inimii voastre rele și nu mă ascultați. Inima rea, zice și în Evrei 3, asta desparte pe om de Dumnezeu. Dar noi știm că de fapt nu e inima e problemă, acest organ care pompează sângele și ține viața în mișcare, mintea. Spune tot în Ieremia, în capitolul 18, versetul 12, dar ei zic degeaba, căci noi ne vom urma gândurile noastre și vom lucra fiecare după pornirile inimii noastre rele. Aceasta a fost atitudinea vinovată a poporului. Doamne, păzește-ne să nu fie și atitudinea noastră. Sunt multe versete. Nu le-am notat eu pe toate, nu vi le citesc pe toate câte le-am notat. Este aceeași atitudine, oricât i-a rugat Dumnezeu de fierbinte. Ei și-au întors spatele cu îndărădicie, scria Nemea în cartea sa. Și-au înțepenit grumazul și n-au ascultat. Doamne, lasă peste noi un duc de ascultare. Zice în 1 Ioan 4 cu 6, prin asta se vede cine e de la Dumnezeu și cine nu. Cine ascultă de la Dumnezeu, cine n-ascultă, și sămânță demonică. De aceea neascultarea e foarte vinovată, pentru că ea atrage după sine toate relele. Cine n-ascultă, se îndepartă de Dumnezeu, este condamnabil. Să luăm și un exemplu, cartea a doua a Cronicilor, capitolul 25. Împăratul Amația, un om pocăit, aș spune. Dar scrie aici în versetul 2 că inima lui nu era dată în totul Domnului. A ascultat până la o vreme, în parte făcea ce este bine, dar la un moment dat, în mod ciudat, după ce a câștigat un război cu edomiții, citim de la versetul 14, s-a închinat înaintea Dumnezeilor și le-a dus tămâie. Versetul 15. Atunci Domnul s-a prins de mânie împotriva la Amația, a trimis la el un proroc care i-a zis, pentru ce ai căutat pe Dumnezeii poporului acestuia? Când ei n-au putut să-și zbăvească poporul din mâna ta. Pe când vorbea el, Amația a zis, oare te-am făcut sfetnic a împăratului? Pleacă! Pentru ce vrei să fii lovit? Prorocul a plecat zicând și ascultați cuvintele prorocului. Știu acum că Dumnezeu a hotărât să te nimicească. Pentru că ai făcut lucrul acesta și încă o vinovăție și n-ai ascultat sfatul meu. Dacă voia Domnul să-l nimicească numai pentru că a făcut lucrul acela, pentru că s-a închinat la idol, nu mai venea prorocul. Dar prorocul arată cele două capete de acuzare. Te va pedepsi Dumnezeu pentru că te-ai închinat la idol și acum când Domnul te-a chemat la el să renunți la idol, n-ai ascultat. Oare noi ascultăm? Doamne, dă-ne priceperea aceasta. Aici este, de fapt, mântuirea sau pierzarea.
Și încă un exemplu. Cunoașteți istoria lui Iosia când a citit în Cartea Legii și a sfârșiat hainele. A trimis pe unii din oamenii săi la prorocița Hulda. I-a adus același mesaj întărind autoritatea celor scrise. Și a zis Dumnezeu, pentru că ți s-a înduioșat inima, pentru că ai plâns și eu, Domnul, am văzut și îi făgăduiește Dumnezeu mântuire. Dar el a murit prematur, la nici 40 de ani, și a urmat alți 4 împărați, 2 copii de-a lui, 3 de fapt și un nepot, 2 au domnit 11 ani, ceilalți doar câteva luni. Toți acești 4 ultimi împărați al lui Iuda n-au vrut să asculte. Și vă citesc doar din 2 Cronici 36 despre unul dintre ei, ca să vedeți ce diferență. Sunt și alte referințe în Ieremia, în care prorocul zice din partea Domnului: măi, de ce sunteți altfel decât tatăl vostru? Lui s-a înduioșat inima și eu m-am îndurat și voi vă îndărădiciți. 2 Cronici 36, versetele 12 și 13, Zedechia. El a făcut ce este rău înaintea Domnului Dumnezeului său, nu s-a smerit înaintea prorocului Ieremia, care îi vorbea din partea Domnului. S-a răsculat chiar împotriva împăratului Nebucadnețar, care îl pusese să jure pe numele lui Dumnezeu, și-a înțepenit grumazul și și-a învârtoșat inima până acolo încât nu s-a întors la Domnul Dumnezeul lui Israel. Și de Ieremia știm cum îl chema Zedechia pe proroc și îi spune: auzi, o să dea Domnul Ierusalim în mâinile împăratului. Și Ieremia îi spunea: o să-l dea, supune-te împăratului, o să o duci bine, rămân zidurile și poporul în țară. Numai nu putea să asculte. Și a ajuns cu ochii scoși, fiii au fost uciși, ceilalți au fost duși în robie sau omorâți și nici după aceea nu puteau să asculte. De ce? Nu au putut să facă pasul acesta al smereniei, au ținut cu îndârjire, cu încăpățânare la nebunia lor, la păcatul lor, la pornirii inimilor, la pasiunile lor. Cred că de fapt este un complex de factori. Asta a depins de ei, a fost factorul direct, fundamental, dar au fost și ceilalți factori indirecți. Aveau proroci care amăgeau, n-au înțeles rostul pedepsilor, se întorceau doar așa, formal. Și toate acestea arată dacă cineva se pocăiește sau nu se pocăiește. Un al doilea factor direct care împiedică pocăința este continuarea trăirii în păcat. Unii vin la biserică, declară că se pocăiesc, se mai și mărturisesc, dar nu se lasă de anumite păcate. Situație în care pocăința nu este autentică. Lipsa faptelor pocăinței. Citesc din Apocalipsa ca să vorbim și despre vremea noastră. Unii se așteaptă să fie mari treziri spirituale de acum, nici vorbă. De acum ușa se închide încet. Numărul celor mântuiți dintre neamuri se apropie de sfârșit. Asta Domnul știe când, nu facem noi prognoze, dar ascultați ce vă citesc. Apocalipsa 9 cu 20. Ceilalți oameni care n-au fost uciși de aceste urgii, deci atât că nici pedepsele nu mai îi mișcă, nu s-au pocăit de faptele mâinilor lor. De fapt, de ce nu s-au pocăit? Pentru că faptele lor îi împiedicau să pocăiască. Și enumeră aici idolatrie și celelalte, versetul 21, ucideri, vrăjitorii, curvie, furtișacuri. Tot Apocalipsa 16:9. Și oamenii au fost dogorâți de o arșiță mare. Acum e doar caniculă, dar aici va scrie despre ceva mult mai grav. Și au hulit numele Dumnezeului care are stăpânire peste aceste urgii și nu s-au pocăit ca să-i dea slavă. Pentru că nu vor să-și schimbe atitudinea. Versetul 11. Și-au hulit pe Dumnezeu cerul din pricina durerilor și din pricina rănilor lor rele și nu s-au pocăit de faptele lor. Aici este greu. Practic se dovedește pocăință. Că și tânărul bogat a spus: Doamne, ce să fac? Și când l-a pus Domnul la o probă practică, ești vorba de pocăință. Se vede cine e gata să renunțe la faptele lui atunci când se ajunge cu discuția la problemele lui. Că în rest suntem cu fruntea sus.
Dacă e vorba de cei care înșală și noi suntem săraci și oricum nu avem ocazie să înșelăm. Dar dacă când vine problema la supărările noastre și să ne împăcăm cu vecinii noștri, atunci dintr-o dată lăsăm capul în jos că tocmai asta nu ne vine să o facem. Sunt în dreptul multora anumite stări și acolo trebuie să se pocăiască. Cum mergeau oamenii la Ioan Botezătorul, aceia au fost pocăinți. Doamne, noi ce trebuie să facem? Învățătorile, noi ce trebuie să facem? A, ce sunteți voi, vameși? Ei, la voi asta e problemă. Alții, altă problemă. Fiecare să se pocăiască de greșelile lui. N-are niciun farmec să mimăm pocăința, să avem o reformă de formă și să spunem ce mari filantropi suntem noi, ce binevoitori suntem și cum ne milă de toți, dar în același timp ochii sunt surprinși în imoralitate. Spunea profetul Osea în capitolul 5, versetul 4 al cărții sale, acest adevăr astfel. Faptele lor nu le îngăduie să se întoarcă la Dumnezeul lor. Ei s-ar pocăi, dar nu se pot lăsa de faptele acele. Pentru unii pocăința ar fi bună dacă n-ar cuprinde și tocmai păcatele lor. Doamne, ajută-ne să ne vedem slăbiciunea, greșeala și să ne pocăim tocmai acolo unde trebuie să ne pocăim. Pentru că altfel, la ce ajută asta? Dacă cineva este bolnav la stomac, la ce folos să se laude că are picioare bune? El trebuie să-și caute un internist și să-și vadă de sănătate în domeniul acela. Conștiința, cu atât mai mult Duhul lui Dumnezeu, predicile, prociile bune, ne vor sesiza tocmai în punctele noastre slabe. Să nu le ocolim, să nu le amânăm, ci fiecare să se pocăiască în domeniul lui. Unul la vorbire, altul la privire, altul la înșelăciune și așa mai departe. Amin? Un al treilea și ultim factor direct care împiedică pocăința, întârzierea peste vremea de har. Oamenii nu se pot pocăi cât vor, numai în ziua chemării, a îndurării Domnului. În cartea Cântarea Cântărilor este scris la un moment dat despre o ezitare a iubitei să deschidă. N-a fost comodă, i s-a părut că nu e ora potrivită și apoi când a vrut ea să-l întâlnească, nu l-a mai găsit. Domnul Iisus spunea foarte clar, răspundând întrebării, oare puțin sau mulți sunt cei ce merg pe calea mântuirii? Nevoiți-vă, căci îndată ce se va scula stăpânul casei și va încuia ușa, mulți vor căuta să intre și nu vor putea. Cele cinci fecioare au venit și au bătut la ușă, dar a fost prea târziu. Dar citim din Evrei 3, unde textul este foarte explicit, de la versetul 7. De aceea, cum zice Duhul Sfânt, astăzi, dacă auziți glasul Lui, sunt două accente aici. Un accent cade pe elementul timp, astăzi, și celălalt pe fenomenul pocăinței. Versetul 8. Nu vă împietriți inimile. Spuneam că factorul principal în stările antireformă este refuzul. Nu vă împietriți inimile ca în ziua răzvrătirii, ca în ziua ispitirii în pustie. 4:1. Să luăm dar bine seama atâta vreme cât rămâne în picioare făgăduința intrării în odihna Lui, niciunul din voi să nu se pomenească venit prea târziu. Îmi spunea un frate despre un proroc ce a ajuns în adunarea lor, îl cunosc și eu, un om al lui Dumnezeu, și s-a ridicat în picioare cu curaj, i-a radiografiat prin Duhul pe unii și la un moment dat îi spune unuia: tu crezi că ești bine, dar mesajul a fost exprimat prin niște cuvinte foarte pe înțeles pentru ei, îmi spuneau apoi, și ziceau: tu mai ai o vreme. Și dacă nu vei recunoaște că stările și încredințările tale nu sunt bune, așa vei muri. Pocăința nu-i voie să fie amânată. Este pierderea cea mare. Citeam despre un caz care evidențiază pierderea, dar una pământească, cea eternă e cu atât mai gravă.
Undeva într-o localitate trăia fica unui mare bogătaș ce murise și nu departe locuia o familie săracă și a venit o fetiță din acea familie săracă și i-a zis: tata vrea să vii până la noi, are să spună ceva. Și ea a spus sfidătoare: ce să caut eu la un sărac? E și bolnav tatăl tău, ce mai vreți? N-a vrut să se ducă. După un timp, fetița săracului a revenit și i-a spus: trebuie să vii neapărat. Tatăl tău, înainte de a muri, n-a avut încredere în nimeni decât în tata. L-a știut un om cinstit. Și există o mare sumă de bani, o comoară, despre care știe numai tata, care trebuie să-ți spună despre ea, fiindcă ai crescut mare și tata se teme că moare și trebuie să intri în posesia banilor. Și când aude fata bogatului de una ca asta, merge și cu țărâncuța, numai că pe când ajunge la tata celei sărace, acesta murise. A făcut săpături în jurul casei, a investigat, n-a mai găsit comoara, pentru că nu s-a putut smeri. Mulți sunt cu capul pe sus și pe poarta raiului se intră cu capul plecat. Pe mai târziu și amână e asta. Cum amintiți, acel frate din Ucraina ne spunea despre un caz în care în mintea unui tânăr era o idee: 3 ani mă distrez, mă petrec, cum spunea fratele, și apoi mă pocăiesc, că pocăința e bună. Dar a trecut un proroc prin casa lor și le-a spus: ascultă, tânărule, 3 zile ai, zice Domnul. Cei din Nive au avut 40, alții au avut mai mult. Biblia ne îndeamnă să profităm de un astăzi. Amin? A fost cazul unui vapor de pe care a murit cea mai mare parte a pasagerilor, pentru că n-au vrut să coboare în bărcile de salvare noaptea. Vreau să-și ia toate bagajele și vă dați seama, dacă tot naufragează, să fie la zi, o să vadă cum se întâmplă asta. Și unii membri ai echipajului au asigurat că până la dimineață nu e nicio problemă. Însă n-au mai văzut dimineața. De aceea să ne grăbim și Dumnezeu să ne dea har. Există, chiar și în ce privește păcatul cu voia, o anumită limită. Oamenii greșesc. Și încă Dumnezeu se îndură. Și așteaptă după cât un om căzut 10 ani. După altul mai puțin. Există limite și la chemarea la pocăință. Există limite și la întoarcerea din nou pentru cei căzuți. Vremea de har nu este identică, nu se suprapune cu perioada vieții. Se poate încheia și de regulă așa se întâmplă mult mai repede. Încheiem. Vă reamintesc factorii indirecți, mediul influent, în mod deosebit cel religios, neînțelegerea pedepselor Domnului și reforma de formă. Ca factor direct, refuzul, în al doilea rând, nepocăința de anumite păcate și în al treilea rând, întârzierea peste vremea de har. De fapt, spun în încheiere de ce întârzie trezirea. În primul rând, cum vă spuneam și mai citesc o dată din Ieremia, capitolul 6, oamenii nu vor. Acesta este motivul fundamental. De aceea oamenii vor fi vinovați și de judecat în ziua de apoi. Ieremia 6, versetul 16, așa vorbește Domnul: stați în drumuri, uitați-vă și întrebați care sunt cărările cele vechi, care este calea cea bună, umblați pe ea și veți găsi odihnă pentru sufletele voastre. Dar ei răspund: nu vrem să umblăm pe ele. Am pus niște străgeri peste voi, fiți culoarea minte la sunetul trâmbiței. Dar ei răspund: nu vrem să fim culoarea minte. Dincolo de acest nu vreau, nu mai există nimic decât pierzarea și judecata de apoi. Dacă cine nu vrea, nu poate fi ajutat. O vorbă înțeleaptă zice: nimeni nu este mai orb decât cel ce nu vrea să vadă. El va ocoli, se va întoarce, pentru că nu vrea. Și în ultimul rând, să știți că drept urmare a refuzului urmează împietrirea care vine de la Dumnezeu, fază din care
omul nu are nici o șansă de pocăință și de mântuire. Când devine Dumnezeu antireformă, când El nu mai vrea, atunci nu se mai poate face absolut nimic. De aceea scrie în Roman 2:4-5, nu vezi tu bunătatea lui Dumnezeu care te îndeamnă la pocăință, dar cum petrie inimii tale care nu vrea să se pocăiască, îți aduni o comoară de mânie pentru ziua judecății și arătării dreptei judecăți a lui Dumnezeu. Amintesc aici un cuvânt spus de Domnul, Ioan 12, versetul 40, e situația tardivă în care chiar și trimișilor săi Domnul nu le mai cere să se lupte pentru un asemenea om. E ca și în cazul în care Dumnezeu a zis către Samuel, nu te mai ruga pentru Saul. Nu mai are sens. De acum roagă-te pentru David, pentru alții. Ioan 12:40. Le-a închis ochii, le-a împetrit inima, ca să nu vadă cu ochii și să nu înțeleagă cu inima și să nu se întoarcă la Dumnezeu și să-i vindec. E faza din care nu că ei nu mai vor, nu mai pot, nu mai vrea Dumnezeu, e limita. Doamne, păzește-ne de așa ceva. Să ajungem în starea aceea ca lui Esau, nu mai e pentru mine nicio binecuvântare. Nu, ai avut drept, l-ai vândut, ai disprețuit, acum nu mai există nicio altă șansă. Domnul să aibă milă câtă vreme se zice astăzi. Amin.